Vin colindătorii, cum venea odată, pleruile. Să colind în seara asta minunată, pleruile. Concert inedit de colinde. De asta au avut parte reghinenii în debutul sezonului de iarnă. Vineri 9 decembrie, Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoara a fost gazda unui concert extraordinar de colinde susținut de Mariana Angel alături de fica sa, dar și de campioana mondială a corurilor bărbătești, Armonia din Constanța. Colosus și mai în sus, Colosus și mai în sus, colindăm, Doamne, colindăm. Este o dalbă mănăstire, este o dalbă mănăstire, colindăm, Doamne, colindăm. Dar vă mulțumesc și dumneavoastră că niciodată nu mă lăsați singură atunci când aleg lucruri poate la care nu mă pricep. Dar prezența dumneavoastră aici demonstrează că este o consonanță și ne place tuturor ce este frumos, ce este de suflet. Mariana, știi că noi te iubim întotdeauna și întotdeauna ești binevenită la noi. Am format un fel de tradiție de Paști să ne pregătim pentru Sfintele Paști. Și acum, uitați, ne-am pregătit pentru nașterea Mântuitorului. Am repetat colinde, am plâns și la pricezne puțin, pentru că acelea fac parte din sufletul nostru și e foarte important să ne aducem aminte de ele și ce să ne aducem, că dumneavoastră le aveți acolo și ați cântat cu mine și vă mulțumesc din suflet. Seara a fost completată de campionii mondiali ai corurilor bărbătești Armonia din Constanța, care au oferit un regal muzical celor prezenți. Bună dimineața, la moș, la moș, la moș, al ajun. Bună dimineața, la moș, la moș, la moș, ajun. Mâine seara lui Crăciun, lui Crăciun celui bătrân.